lucrat destul de mult pe aceste proiecte și zic că au ieșit destul de bine. Așa că aș vrea să vi le prezint în acest scurt videoclip. Meu proiect este această poartă electrică pe care puteți vedea cum am construit-o în acest moment. Am lucrat destul de mult pe ea și a fost destul de greu să o programez. Mai ales pentru că trebuie să programez în microsecunde senzorul ultrasonic. Acest dispozitiv ar putea să fie făcut la dimensiuni mai mari pentru a se folosi chiar în viața reală. Acesta este al doilea proiect. Este o mini-lampă cu mai multe culori. Dacă unor oameni sau copii le este frică noaptea, atunci asta poate fi o soluție destul de ieftină. Pentru că părțile în total costă doar aproximativ 10 lei. Și mai ales este foarte ușor de schimbat ce fel de lumină este. Se pot adăuga mai multe LED-uri, se poate schimba culoarea LED-urilor și multe alte chestii. Dacă aveți copii și le este frică de întuneric, această lampă este perfectă.